Operațiune neobișnuită la Chișinău, acolo unde poli... la Chişinău, acolo unde polițiștii au fost nevoiți să pedaleze pe apă pentru a prinde un infractor. Bărbatul deranja ordinea și liniștea publică și cum nu aveau la dispoziție echipamente de not, agenții au luat o hidrobicicletă de pe marginea lacului. Astfel au reușit să pună mâna pe scandalagiu și să îl legitimeze. Polițiștii au fost chemați din cauza unui individ care tulburase ordinea publică și nu voia să iasă din lac. Ajunși acolo, agenții l-au somat să iasă, însă bărbatul a refuzat vehement. Așadar, oamenii legii s-au văzut nevoiți să încerce să-l rețină direct din apă. În setul de echipament al poliției nu sunt incluse echipamente pentru not, iar la mijloc situația nu era atât de critică încât să se sară imediat în apă. Astfel, polițiștii au luat o hidrobicicletă de pe marginea apei și au pornit în aventura vieților A durat o vreme până când au reușit să ajungă la protagonist. Asta pentru că, din cauza curenților de apă care îi Împingeau înapoi la mal. Aceștia se vedeau nevoiți să revină din nou și din nou. În cele din urmă, bărbatul a fost scos din apă și reținut pentru a fi legitimat și a da explicații. Întreaga scenă a fost filmată de trecătorii care au asistat amuzați la intervenția polițiștilor, de data aceasta nu cu o mașină cu girofar, ci cu una cu pedale.